Noi te chemăm și te ascultăm. Căutăm împreună soluția și o urmărim. Aici, la România Reală, voi aveți dreptul să vorbiți. Iar ei au obligația să vă asculte. Suntem Mioră 2 și Dragoș Dumitriu și vă așteptăm în direct la România Reală. Bună seara, stimați telespectatori! Veșnicul candidat la Premiul Nobel, scriitorul Mircea Cărtărescu, spune că să trăiești în România e ca și cum ai înota în acid sulfuric. Pornind de la prezumția că Mircea Cărtărescu știe să înoate, sigur, ar fi o viziune, e o viziune care mi-ar plăcea să o văd așa în direct. Da, în fine, asta este. Până una alta vedem chestiuni mult mai grave. Îl vedem pe Varujan Vosganian, mult mai rău decât al vedea pe Mircea Cărtărescu în acid sulfuric. Varujan Vosganian, care vine cu idei așa pesimist-optimiste sau, cum spune domnia sa, optimism moderate, în sensul că nu mai dă nici banii la Olchim, nu mai trimite nici răspunsul către Comisia Europeană să știe respectivii dacă a fost sau nu ajutor de stat, nici ea nu mai au salariu de 40 de milioane, cum spunea că au acum câteva zile, s-a reorientat către Cuprumin, unde caută până un alta, caută investitor. În fine, totul este o harababură, totul este o nebunie, de parcă până acum câteva luni nu existau soluții pentru tot, creșteri salariale, restul erau nenorociți, iar cei care vin la putere sunt Dumnezeu pe pământ. E bine, în lipsa unui Dumnezeu pe pământ, i-am adus în emisiune pe doi draci, doi demoni ai soluțiilor excesive, și anume pe amicul meu Mihai Antonescu, pe care l-ați cunoscut și pe care l-ați văzut la OTV, dând soluții din acele apocaliptice, cum ar fi cum să ocoliți un pic plata ratei la bancă, cum să nu vă speriați de amenințările firmelor de recuperare și așa mai departe, și pe un dublu doctor în economie, domnul Daniel Ionescu, un deputat care la un moment dat i s-a pus pata pe cei care își făceau de cap cu bursa română, chit că ei se numeau Călim Popescu Tăricianu sau Dinu Patriciu, și i-a dat în vileag. Bună seara, Daniel! Bună seara! Daniel Ionescu este, după mine, un fenomen, și anume unul din puținii oameni care a înțeles ce înseamnă acest mecanism economic ciudat care este capitalismul. A înțeles și ce înseamnă finanțele și de-aia l-am adus și în seara asta. Daniel, practic, am scris acolo, soluții extreme, țara soluțiilor extreme. Există oare soluții în momentul ăsta? La orice. Absolut, păi, la orice. Eu aș vrea la un singur lucru, la România. România e formată din bucățele. Mm-hmm. Dintre bucățelele astea... Păi... Aia știe toată lumea că e făcută bucățele, nu că e formă. Nu e făcută bucățele, e făcută praf. Dar totuși, dacă cineva dorește realmente să facă ceva în România, poate. Trebuie să fie lăsat. Poate și să plece, de exemplu. Sau poate să-mi dată acest este sulfuric. O soluție sau și asta, da, dar nu recomand. Cântărescu. Acidul sulfuric este o problemă care îl interesează efectiv și în mod personal pe Cărtărescu. Și este și de import, nu uita, că nici măcar de asta. Noi nu mai facem acid sulfuric, asta e situația. Însă, revenind la problemă, este cu certitudine posibil orice, în sensul bun al cuvântului, cu condiția ca guvernanții, indiferent că îi numim pe cei de acum sau pe cei care vin, să vrea să facă realmente ceva și pentru suveran, pentru poporul român. Pentru că din 1992, de când a început acest periplu extraordinar de putere-opoziție, care pe parcurs s-a transformat în putere-contraputere, asistăm de fapt la o prăbușire din toate punctele de vedere a României, deși soluțiile sunt la îndemână, deși mulți, eu nu sunt decât unul din ei, știu că se poate face orice ca, de exemplu, să nu mai avem surpriza ca în 4 ani de zile să intre în insolvență peste 600.000 de societăți comerciale. Cum s-a întâmplat între 2008 și 2012. De soluții există.
depinde unde ne așezăm. Vrem să găsim soluția reală, corectă. E adevărat că e cu travaliu. Trebuie să fie pusă lumea la muncă. Nu la munca de jos. Oamenii politici trebuie să gândească. Din 2004 nu se mai gândește. Până în 2004 se încerca să se aducă, să se aducă România într-un anumit nivel care să fie competitiv, inclusiv cu Uniunea Europeană. Din 2004 încoace, asistăm la ce se vede. Începuturile, de fapt, au fost cam prin 2002-2003, atunci când mi-a venit mie la îndemână să scot pe piață afacerea Petromedia. Petromedia. Dar soluții există. Aștept întrebări și orice e posibil. Păi, în primul rând, spune-mi și mie, o economie care nu se bazează pe ceva practic, pe ceva real, pe ceva material, până la urmă producție, pe unități care să creeze ceva. Cum poate să reziste o țară care nu are practic economie, ci numai un fel de, nu știu, un dute vino de oferte, numiri, schimbări, cum se numesc astea, compensări, acțiuni colo și colo. Simplu. Ajutoare. Cum se poate trăi? Cum, da, cum, unde, cum ne, încotro ne îndreptăm noi și... Aici am un document de la Banca Națională care arată evoluția datoriei externe în România. Pe datorie externă. Eu spun că și pe datorie internă. România la ora actuală are o datorie externă de 99 de miliarde de euro, la care plătește anual dividende. Dobânzi, cu alte cuvinte, ca să fim foarte clari. Bine, pentru cine aparent sunt dividende. Să nu le mai plătim nimic. Păi cum să nu plătești? Pentru că astea sunt deja asumate, sunt suveran asumate. Dar plătim 50 de miliarde de euro anual. Ok. În condițiile astea... Eu am spus cum să trăim, nu cum să murim. Atenție, eu deocamdată, hai să vedem despre ce este vorba. În momentul când eu am o datorie de 99 de miliarde, 100 de miliarde de euro, da? Și am costuri anuale. Aici intră și consumul pe veresie, care înseamnă 50 de miliarde de euro. Soluția care este la îndemâna guvernanților este să crească datoria externă. Soluția optimală este să observe, în primul rând, un lucru. Din 1990 până în anul 2012, România a pierdut 4.200.000 de locuri de muncă. Atenție, 4.200.000 de locuri de muncă. Aproape 50% din populația ocupată salarială în România în 1989. Deci noi am pierdut jumătate din ea. Atenție, nu oamenii i-am pierdut. Noi am pierdut acele locuri de muncă, deci posibilitatea economiei de a oferi aceste locuri. În acest context, în acest context nenorocit, este normal ca populația României să voteze cu tocurile. Și să plece afară. Oprește-te numai o secundă, că avem un telefon. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei. Leonardo este numele meu, vă sunt de la Petești, din județul Lomita. Vă urmăresc pe internet și îmi pare rău că nu putem să vă urmărim prin mai multe căi și prin mai multe rețele de cablu. O să fie de săptămâna viitoare și pe UPC. Cu atât mai bine. Mă uitam la izolată pentru că eu urmăresc majoritatea izolată când pot să intru pe internet și mă uit la noastră. Era curios, curios, nu știu dacă e vorba de curiozitate aici, dar vreau să afirm o chestie. Ăștia au făcut țara asta partea partea. Și în ciuda acestui fapt, eu cred că numai cine nu vrea să muncească în țara asta nu muncește. Și unde să muncească? Nu știu. Aici e și problema noastră, că nu știm. Și a lor. Să vă dau un exemplu. Eu n-am decât 33 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel și fiecare astea dumneavoastră. Problema e următor. Eu lucrez odată, sunt bugetar. Nu contează ce lucrez. Nici nu pot să spun, dar probabil că vă nu-i. Merg și presez de la anumite spectacole, la televiziune, lucrez și în televiziune, la o televiziune locală din municipiul Constanța. Merg și la anunț, presez și acolo. Asta e al tău. E al tău ăsta. Deci se, po-
poate, nu știu, în seara asta se poate munci. Nu vrei să muncești, nu muncești, frate. Stai acasă pe banii lui... Nu-i chiar așa, nu-i chiar așa simplu. Ar fi bine dacă ar fi așa, dar din păcate nu e, adică sunt zone în care nu mai există nimic. Hai să fim serioși. Eu m-am ocupat așa o perioadă de zona Câmpul Lungului și zic Câmpul Lung de Mușcel, unde nu mai există absolut nimic. Arru. Ca să mergi, să lucrezi la Pitești sau la Brașov, înseamnă niște costuri care îți diminuează veniturile și alea prăpădite la jumătate sau chiar mai puțin. Exact, dar poți să mai faci și altceva pe lângă. Păi unde să faci? Că n-ai unde. Eu deci. Am vecini aici la mine, pe stradă, la Pitești. Stau acasă ziua și noaptea, se duc și fură firme din vagoane. Păi asta e... Domnul are dreptate, Dragoș. Domnul are dreptate, dar problema asta nu rezolvă altă problemă. Adică cine poți să... Cine mai poți să l-aveți în curs, dar pe altă treabă. Deci poți să-ți găsești un loc de muncă dacă vrei. Bine, depinde ce așteptare ai din punct de vedere remunerației, depinde ce... Ce ești dispus să faci. Ce ești dispus să faci și cât de... Deci poți să-ți găsești un loc de muncă, adică poți să duci să lucrezi într-o cărciumă pe niște bani, poți să te duci să faci agenți de vânzări, să vinzi prostii glas, sau, să vinzi uite, Herbalife, să vinzi asigurări de la mașini, cum mi-au furat mie oglinda. Fur oglinzi de la mașini. Problema este în ce fel, la efortul tău laborios, mai consistent sau mai puțin consistent remunerat, duce la o bunăstare oarecare, pentru că noi am hrănit afaceri în pierdere. Deci România este plină de firme particulare care pierd bani. Asta este foarte haios. Firme care merg și pierd bani în România, și mai ales firme de stat cu prevălia plină. Mai ales firme de stat care pierd bani. Nu, dar și firmele particulare, pentru că... Sau cel puțin declară. Da. Noi nu suntem negustori. Vorbeam de soluții. Eu de-aia am și venit cu șapca asta, nu din nesimțire, pentru că șapca asta e o soluție. Pe șapca asta scrie Glock. Și mă gândeam la... Shooting sports, adică... La cetățeanul ăla care a intrat, mă rog, fostul milițian, fostul polițist care a intrat în... cu afiura respectivă și a omorât nevasta, mă rog, a reușit să tragă multe focuri cu armă de 9 mm. Da, a pușcat chiar un vecin de-al meu, săracul. A reușit să tragă foarte multe omul focuri. Omul respectiv de acolo, împușcat, e vecinul deci, meu. Deci în țara asta e bad karma. Deci omul ăla intră într-un spațiu redus cu un pistol de 9 mm Magnum și nu reușește să omoare pe toți. La noi a fost rusul la Basarabeanu ăla, Vitalie, nu știu cum, care asasinul Lupește, care a tras cu Kalashnikov-ul într-un cetățean care nu era ăla pe care trebuia să-l omoare și nu l-a nimerit. Deci cred că în România e chestiune de bad karma. Cred că nimic nu funcționează, nici Glock-ul nu funcționează, nici Kalashnikov-ul nu funcționează. Bine, stai mă, în România. Mihai, asta vedem și noi. Ideea este să găsim soluții. Da. Bine, domnul Ion, mulțumim, fain. Mai aveți ceva să ne spun? Și eu vă mulțumesc, eu văd că astăzi sunteți toți trei împotriva mea. Nu sunt împotriva dumneavoastră. Domnul meu, eu spun un lucru, spun că un om își poate găsi un loc de muncă. Și asta poate rezolva în parte sau în întreg, eu aș spune, în parte problema lui direct. Adică poate trăi ceva mai bine dacă se spetește ceva mai mult. Sunt de acord că noi românii nu avem... patru lucruri, de fapt. Lăsați-mă să termin de dat dreptate, dacă vreți să vă laud public, lăsați-mă să vă laud public. Deci aveți dreptate. Atitudinea noastră față de muncă... Lăsați zonele acelea defavorizate pe care le spuneți dumneavoastră. Da. Și aia, dacă vor să ducă la muncă, frate, se duc la muncă. Nu știu cum. Țara asta e mare și avem un potențial de nici nu ne dăm seama. Nu, țara e mică, dar starea drumurilor... O face mare. Da, o face mare. Ideea e la modul următor. Dânsul are dreptate. Nu are dreptate. Nu. După părerea mea? Are dreptate la modul că dacă faci rabat la... calitate și la consistența remunerației, poți să-ți găsești un loc de muncă. Sunt de acord. Nu, eu nu sunt de acord. Șomajul în România... Hai că nu văd banii sau că mă plătește puțin. Muncesc atât cât ai învățat și cât ești în care. Dacă atâta te-a dus capul, nu te rog. Domnule, funcția statului în principală este să te apere. Ori a te apăra înseamnă a-ți apăra și demnitatea. Nu o să te pună după ce ai făcut... După ce ai făcut... Nu. Demnitatea înseamnă să-ți ofere ceva conform cu statutul tău de om. Da? Nu să te pună să devii sluga nu știu cărui patron care e pus să dea țepe și așa mai departe. Am prins și un pic. Da, uitați, eu de-aia stau pe masă cu Congresul al IX-lea. De-aia stau eu pe masă cu Congresul al IX-lea, pentru că ăsta era un stat care ți-a apărat demnitatea în ciuda ceea ce se spune. Păcând acum, haitele astea
golănești, da, nu fac decât să te umilească, să te pună la, să te trimită la furat. L-am pușcat pe Ceaușescu. Cum? Îmi pare rău, dar nu aveam decât 11 ani când l-am pușcat pe Ceaușescu. Și nu știu decât o singură fază, una singură care mi-a rămas în cap și o să rămână în minte toată viața mea. În momentul în care eram toți în casă și ne uitam la televizor și s-a anunțat la telejurnal că Ceaușescu a fost împușcat, mama mea a zis, ura, aduceți o lumânare că a murit Ceaușescu. Eu eram prea beat ca să mai zic ceva. Deci ca în Codin, în final de asta, ura, aduceți o lumânare. Codin. Toată lumea a greșit atunci. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Bine, domnule Ion. Mă marcat de chestia asta. Mulțumim, faci. Ceaușescu și toate tâmpenile astea de atunci, pentru că a fost o tâmpenie până la urmă ce s-a întâmplat. A fost extraordinar. Da. Susțin, dați-mi voie să bași o câmpi un pic cu grație. Afirm sus și tare că în țara asta nu vrei să muncești, nu muncești țara. Da, e o teorie tinerească, o să vedeți mai încolo că nu e chiar așa. Mulțumim, fain, numai bine. Dați-mi voie să bași o câmpi cu grație un pic. Deci e perfect adevărat. În România șomajul este o falsă problemă, adică există locuri de muncă. Undeva până 94 am făcut eu o anchetă pentru un cotidian de mare întindere și am găsit nu știu câte locuri de muncă într-o zi. Și poți să găsești locuri de muncă? 94. Dragoș, eu pot să fac pariu cu tine și acum că eu găsesc până mâine la o aceeași oră 5 locuri de muncă. Dar nu mă întreba cum sunt remunerate, dacă sunt pe măsura pregătirii mele, dacă sunt agreabile, dar ele există într-adevăr. Problema este alta. Acum și am niște transportatori de prafuri, dar nu se poate. Problema e, nu, mă refer la munci legale, la munci, mă rog, cât poate să fie legală okay. Munca în România. Că noi avem o atitudine refractară față de muncă. Gândiți-vă la cuvântul muncă în limba română. Deci noi am luat o grămadă de cuvinte latine. Noi n-am luat labor, noi am luat muncă. Muncă în slava veche însemna chin, tortură. S-a păstrat în expresii, l-a muncit ca pe hoții de cai. Rabot. L-a muncit ca pe Hristos. Pe Hristos nu l-au pus la muncă să facă, să producă ceva, l-au chinuit, deci l-au muncit. Deci semantica... Eu cream că vine la München. Semantica cuvântului muncă spune totul despre atitudinea noastră față de acest proces lucrativ, laborios, așa și mai departe. Problema este că locuri de muncă există. Problema este că statul ar trebui să sistematizeze și să coreleze necesarul de muncă cu ceea ce se produce. În primul rând, prin învățământ. Deci învățământul ar trebui să fie corelat într-un fel cu necesarul pieței. Pentru că aici... Asta e teoria lui Băsescu. Da, eu am fost de acord cu Băsescu. Mie nu mi-a plăcut cum a spus-o, că a spus-o așa golenește. A spus-o ca la ușa de la Golden Blitz, după o consumație substanțială de... Mândria Petrochimiei Românești, CH3CH2OH. Ideea este alta. Ideea este că, într-un fel, ce a spus Băsescu atunci, are un miez de adevăr, pentru că nimeni n-a făcut o estimare pe piața românească să vadă de ce profesii are nevoie economia românească, mă rog, care economie o să mă întreb, ca să creștem pe aceste segmente. Adică noi facem... Da, în primul rând, nu, dar... Noi facem actori, noi facem artiști, noi facem politologi, noi facem psihoterapeuți. Tu omiți prima etapă și anume asta de aici. Planificarea. În primul rând trebuie economia... să planifici o gândire, să ai o economie, să planifici ceva ce vrei să faci cu țara asta. Asta este rolul statului. Exact. După care să faci această evaluare de care spui tu, iasă, de ce avem nevoie și uite așa. Statul ar trebui să formeze niște oameni, acei oameni să răspundă necesarului dintr-o economie reală, acești oameni să fie remunerați pe măsura înzestrărilor și experienței dobândite și învățăturii acumulate și ei să depună un efort pentru a produce ceva, pentru a produce ceva vandabil. În momentul de față, mulți dintre oamenii remunerați în România, retribuiți în România, sunt plătiți în paguba cuiva, deci cineva îi plătește aiurea, îi plătește statul sau îi plătește particularul. Eu am mai spus lucrul ăsta. În România se pierd bani cu prăvălia plină. De ce? Din cauza chiriilor, din cauza impozitelor, din cauza unui sistem aberant, un echilibru de prețuri aberant de pe piața românească. Problema este cum să facem noi să muncim, să câștigăm suficient de mulți bani ca să putem trăi decent, și rezultatele muncii noastre să poată fi vândute, să poată fi evaluate, cuantificate și
Da. Mă rog, deci nu noi trebuie să gândim asta, ci statul ar trebui. Și statul ar trebui să facă lucrul ăsta. Te rog, scuză-mă. Nu-i niciun fel de problemă. E o părere. Nu sunt de acord cu ea. Cu a mea? Nu, nu, cu a domnului nu sunt de acord, dintr-un motiv obiectiv. Statul nu oferă locuri de muncă. În momentul în care statul ți-a oferit un loc de muncă, înseamnă că m-a pus pe mine la taxe. De acord. Statul nu oferă un loc de muncă. Statul creează un cadru. Problema este că, din punct de vedere instituțional, statul trebuie să-mi asigure mie, prin politicile pe care le dezvoltă pe banii mei și din banii mei, în așa fel încât, de exemplu, cele 600.000 de societăți comerciale care, începând în 2008, până acum au intrat în insolvență, să nu intre în insolvență, pentru că ei n-au intrat în insolvență că sunt proști. Să fim foarte clari. Domnul problema... meu, nu erau cam multe societăți comerciale în România? Nu. Nu. Nu e pentru că au... Nu. Câți oameni au spirit antreprenorial în România? În România, ca să faci o societate comercială, nu te întreabă nimeni. Dacă ai pregătire, dacă ai una, dacă ai alta, dacă ai o bază materială. Te obligă la un moment dat. Gândește-te de cât mari întreprinderi plătesc. Nu? Și vorba de trusturi medii. Deci mai puțin de jumătate, mai puțin de jumătate din antreprenorii români au studii medii. Deci eu, ca să fac o firmă, pot să fiu analfabet. Da. Dacă am 200 de lei și un contract de închiriere pe o cameră dintr-un imobil, da, și un avocat care să-mi facă contra unei sume derizorii 100 de euro, să-mi facă statutul, actul constitutiv, cum se numește, dracu să le ia, că se tot modifică legea asta a societăților comerciale. Deci cum faci treaba asta? Deci ăia nu erau întreprinzători. Dar ce erau? Erau niște speculanți. Pentru că în România... Domnule, speculant este Banca Națională, sunt băncile comerciale, sunt... Nu, toate... Nu-mi dați omul care, de exemplu, are un butic și trăiește de azi pe mâine pentru că cumpără de la un angro și vinde în detail, pentru că ăla face un serviciu populației și nu-i bagă pe gât nimic. Toată problema este că ceea ce el cumpără dintr-un angro sau dintr-un supermarket, unde are un preț rezonabil care îi permite să aibă o cotă de profit, e de import. Da. La ora actuală, asta e problema. Deci noi nu producem nimic. Păi stați o secundă. Deci comerțul ăsta este o speculație. Deci eu am dreptate eu. Aveți. Deci problema e în felul următor. În condițiile în care din 1990 până acum am 4.200.000 de locuri de muncă dispărute, asta însemnând întreprinderile de stat care s-au privatizat, întâi s-au etatizat preconstituțional, după aia s-au privatizat într-un mod ordinar. Populația României a luat din cele două privatizări în masă care s-au făcut doar 9% din avuția națională, restul de 91% fiind lăsat la dispoziția guvernanților să dea cu ea de pământ, când industriile de bază ale României, cele care au făceau de fapt valoarea adăugată în România, au fost puse pe butuci, marea lor majoritate, sau au fost vândute după care au fost închise. Când, un exemplu concludent, 23 august, fostul ministru, prim-ministru Văcăroiu, a cumpărat pentru zilele 23 august o presă de 140 de milioane de dolari. O presă era necesară acestui colos. Ulterior a fost privatizată. A fost privatizată pe vreo 15 milioane. Surprinzător pentru unii, dar nu pentru cei de față și nici pentru cei care au atât bun simț, este faptul că ulterior privatizării, vă rog să vă duceți să vedeți cum arată 23 augustul acum, nu mai fier vechi, vânzând numai Casa de Cultură a uzinelor, fostelor uzine 23 august, omul și-a recuperat complet, investitorul strategic și-a recuperat complet investiția. Da. Nu mă deranjează treaba asta, mă deranjează altceva. Tot ceea ce producea 23 august era în primul rând ocupare. Este foarte adevărat că erau probleme de finanțare. Este foarte adevărat că erau probleme de materii prime. Prin modul în care s-a dezvoltat toate politicile economice după 92, au făcut în așa fel încât 23 august, Republica, marile combinate, să fie lăsate fără capital, decapitalizate, fără materii prime și încet, încet, fără debușeu, context în care au trebuit să fie închise. Surpriza uluitoare este că cineva s-a gândit înainte la această treabă. Cine? Cineva care
în 1990 a dat înapoi părțile sociale ale populației. Oprește-te aici, revenim cu acest cineva imediat după publicitate. Noi te chemăm și te ascultăm. Căutăm împreună soluția și o urmărim. Aici, la România Reală, voi aveți dreptul să vorbiți. Iar ei au obligația să vă asculte. Suntem Mioră 2 și Dragoș Dumitriu și vă așteptăm în direct la România Reală.